No, salutare lume, bine ați venit, eu sunt Gosman și astăzi suntem cu Creepy Team. Salut, Amari. Așa, cine mai e? Și încă un personaj misterios pe aici pe nume Andrei. Da. No, bun, astăzi ne-am gândit să facem o conferință de tratat de pace aici, între noi. Un ceva, am zis să facem un pic de caterincă pe un anumit subiect. Ce ziceți, mă, băieți? Mai mergem, mă, la ziua Izabelei, ceva acolo, că nu știu. La ziua lui Codrin. Da, chiar, mă, este ziua lui Codrin. Pe cât era, mă, pe 4? Da, mă, da, pe 4 era, pe 4. Bun, să fiți atenți că este ziua lui Codrin pe 4 martie, deci să fiți acolo prezenți, o să fim și noi. Deja o să ne adunăm cu toții pe tricicletă și o să pornim la drum. Da, exact. Ne luăm o tricicletă, băieți? O luăm de aia ca în Edi și Edi, de aia mică. Cu o roată mare și două mai mici. Ce trist e. Ați văzut, oameni buni. Este foarte trist. Da, mai ales eu. Sunt un om foarte trist. Am ajuns dintr-un mare gamer să joc un amărât de joc ca ăsta. Da. Deci am și o ocupație anume. La Sfânta Liturghie. Da? La Sfânta Liturghie, băi. Hamster, bani și curve, normal. Nu, bun, și... Aici totul... Acum totul are sens. Andrei, auzi, Andrei, niciodată nu ai armă în mână. Ce? Două turete. Da, se pare că gamerii noștri deja joacă Team Fortress. Ei, da. Eu auzi, mă, pentru că... Da, și oameni buni, ca să știți ce joc eu, joc un amărât de Gladiatus. Mă găsiți pe Gladiatus pe provincia 16. Acolo... Hai dă măsa. Nu, hai dă măsa. Fiți atenți, oameni buni. Ce logică de căcat poate să aibă jocul ăsta? Deci, este o armură care se numește Farfurie înjumătățită a nebuniei. Îți pui o farfurie de aia aici pe piept și zici că e armură. Da. Hai de capul meu. Umeri de cupru a învățării. Du-te, bă, de aici, pe bune, de cupru. Adică îmi pun un amărât de tricot și zic că sumeri, nu? Ce logică de cacao. Armură de piele tare. Aici are logică. Piele dublă? Outlast. Pokémon ești tu. Pika Pikachu. Pika Pikachu. Hai dă-mă asta. Așa.
Să vedem, oameni buni. Ai de măsa. Da, da, vezi că alea de la Spy sunt bune, unele din ele chiar sunt bune. Știu. Ai închis filmarea deja? Mi-e place... Ce? Ai închis filmarea? Nu. Mi-e place... Nici măcar nu știu cât a trecut. Că l-am pornit la și jumătate. Ce, bă? Ioi, bă, Doamne, lasă, că acum... No, măcar o ieșit un vloguleț ăla acolo, cât de cât mediocru. No, bun, oameni buni, eu sunt Gosen. Așa că am fost într-o conferință de presă cu toți. Nu mai zic. Nu poți. Mă rog. Am fost în ultimul, în ultima serie de genul ăsta. S-ar putea... Așa că noi am încheiat aici, noi am făcut un fel de conferință mică în care să ne prezentăm ideile noastre politice de zi cu zi, cum ne antrenăm noi să facem videouri, cum ne antrenăm noi forțele pentru noile noastre videouri. Aici pe platou. Aici e o adevărată operă de artă în care se manifestă multe jurături, dar jurături de alea delicate. Civilitate. Exact. Adică? România. Mă rog, acesta a fost episodul nostru de vlogging. Eu sunt Gosman. Vă salută cu toții, așa că... Vă degajez acest brofis către umărul drept al societății. Vă zic, ciaule!